declarații. Mai este o mare categorie de copii care provin din familii defavorizate, cumva distribuiți în toate colectivele. Mi-am făcut prieteni și de la alte clase și mă înțeleg foarte bine cu ei. Se integrează bine și au și ei motivație. Îi văd pe ceilalți și fac ca și sunt foarte amuzant și înțelegător și ne putem înțelege între noi. Sunt situații în care am acceptat ca persoană de sprijin părintele și a funcționat foarte bine. Avem doi copii care au terminat cu autism sau cu retard, care au terminat clasa 8-a și au terminat bine, au devenit independenți, au dorit să țină un speech la sfârșitul clasei 8-a și să mulțumească școlii pentru ceea ce sunt ei la 15 ani. A fost foarte emoționant pentru noi să avem asemenea experiențe cu acești copii. Despre metode de învățare, una pe care am dorit foarte tare să o aduc mai mult în școală, a plecat de la spațiile pe care noi le avem. Fac referire aici, în primul rând, la grădina școlii. Acum este o grădină în care toată activitatea se derulează pe principiile permaculturii, adică în școală învățăm copiii cum se obține compostul și au gustat și au văzut ce gust are o ridiche, o roșie sau o ceapă din grădina noastră. Și o comparau cu cea bunicilor de la țară. Mi-am dorit ca mai mulți profesori să lucreze afară cu copiii și în grădină în special. Și am învățat cum ar trebui să proiectez o lecție afară cu copiii. Fie că e lecție de matematică, fie că e lecție de dezvoltare personală. Și am prins curaj colegii mei să scoată copiii afară și când e zăpadă, și când plouă, că nu e nimic, ne punem cizmulițe. Că acum au început părinții să înțeleagă cât de benefică este această modalitate de a învăța. M-am preocupat întotdeauna cum să aducem bani în școală și recunosc că am fost extrem de neștiutoare. Nu știam cum să fac proiecte, nu știam cum să atrag bani. Și am văzut că dacă bugetarea este corect făcută și dacă nevoile sunt acoperite, nimeni nu zice nu-ți dăm bani. Și am prins curaj și am cerut din ce în ce mai mult. Și acum sunt pe cale să cer și mai mult. Acum avem un proiect de zona de multiculturalitate, de înțelegerea culturii, de incluziune socială și este adresat în special comunității rome. Aștept să văd dacă colegii mei directori vor dori să implementăm un proiect mare care să schimbe cu ceva educația din sectorul nostru. Am revenit în studio la București, aproape de tine, alături de domnul Mihai Zânt, International Coach and Trainer la Asociația pentru Valori în Educație. După cum ați văzut în materialul pe care l-am difuzat în această parte a doua, avem un om premiat, un director premiat, directorul anului pentru inovație. Și vreau să vorbim puțin înainte de a intra în direct și cu doamna director, aș vrea să discutăm puțin despre inovație în educație. Cum vedeți ca și asociație această etapă, până la urmă, în educația românească? În primul rând, aș face distinția între inovație și invenție. Inovația, până la urmă, se poate întâmpla pe proces, pe procesul pedagogic, pot fi idei foarte bune care sunt implementate, poate de multe ori să fie foarte simplă, cu impact foarte mare și cu foarte puțină investiție financiară, efectiv. Și noi credem că suntem într-o poziție privilegiată acum. România cred că poate să ardă etape în ceea ce privește educația și practic să profite de progresul ăsta tehnologic. Da? Dacă vorbim în termeni de infrastructură, de cum ar fi fost școlile redecorate sau recondiționate, clasic cu a toaletă din curte, astea sunt o problemă. O altă problemă este cum se întâmplă mediul educațional, pentru că până la urmă exista acel scandal cu tabletele în școli, da? Aia poate fi o metodă de altfel bună, care nu-i concurentă cu finanțarea efectivă a ceea ce se întâmplă în pereții școlii și poate, practic, să fie un format prin care elevii de oriunde, din orice mediu, care mai defavorizat în mediul rural, cu precădere, să aibă acces la aceeași informație internațională pe care poate pe care avea accesa oricine. De la oraș, ca să spunem așa. Acum am să-i rog pe colegii din regie să ne ajute și cu legătura pe care o așteptam de la începutul acestei părți a doua. Bună seara, doamna Violeta Dascălu! Bună seara și mulțumesc!
Am să vă felicit în primul rând pentru faptul că ați fost numită director anului pentru inovație și aici trebuie să-i mulțumim și domnului Mihai Zân și bineînțeles Asociației pentru Valori în Educație. Întrebarea este următoarea. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca și director de școală și o școală care a dovedit că unde se pot face destul de multe lucruri, cum vi s-a părut această experiență ca și participant la Academia de Leadership Management, ca și participant la toate proiectele pe care le-ați avut împreună cu cei de la Asociația pentru Valori în Educație? A fost o experiență fantastică. Am învățat foarte multe lucruri, deși credeam că știu multe. Am învățat pentru mine, am învățat pentru viitor, am învățat să dăruiesc. Am învățat să ascult și să vorbesc cu sens, am învățat să fiu vulnerabilă și să am curaj, am învățat cât de important este să creăm relații valoroase, cât de important este să le menținem și ce forță au relațiile, am învățat să dăruiesc și să primesc, am învățat ce înseamnă entuziasmul, am văzut ce înseamnă profesionalismul, am văzut și am analizat pe date concrete ce important este să construiești o viziune sau să-ți dezvolți școala bazându-te pe date, am învățat ce înseamnă adaptare, ce înseamnă schimbare, efort, bucurie, într-un cuvânt, evoluție. Vă felicit pentru toate aceste lucruri pe care le-ați învățat și acum am să îl întreb și pe domnul Zând dacă toate aceste lucruri pe care cel puțin doamna director le-a învățat în această experiență pe care a avut-o cu dumneavoastră, au învățat-o și ceilalți? Adică s-a văzut acest lucru? Eu cred că da. Fiecare practic privește lucrurile din propria perspectivă și se uită la aceeași curiculă și la experiență per total în cadrul Academiei diferit și practic aduc pe masă o experiență proprie care e din alt context. Dar ca și expunere la toate aceste lucruri menționate de doamna Dascăl, mi se pare, adică toți au luat parte și fiecare s-a implicat într-o anume măsură și mi se pare extraordinar, adică după asemenea descriere greu să mai adaugi ceva. Vreau să vă felicit încă o dată. Da, spuneți. Doamna Dascăl, spuneți dacă vreți. Da. Ce aș mai dori să spun este că le mulțumesc foarte tare pentru că au avut curaj să investească în noi, pentru că s-au gândit că în educație trebuie investit și cred că foarte curând se vor vedea rezultate. Eu, la prima vedere, după o prima analiză, îmi dau seama că am crescut extraordinar ca și colectiv, ca și școală. Am redus foarte mult din vulnerabilitățile noastre, am redus mult din ideea de a da vina pe alții, și am înțeles că de noi depind toate și am înțeles că noi suntem cei care suntem schimbarea. Aș vrea să vă mai întreb ceva, doamna Violeta Dascălu, dacă îmi permiteți. Vorbeam mai devreme cu invitatul meu, domnul Mihai Zând, vorbeam de fondurile europene, de reușita sau nereușita de a atrage fonduri europene în educație, recte către școlile din capitală și nu numai. Ați reușit până în acest moment să faceți acest lucru? Sigur că da. Am fost parteneri în proiecte post-gru, am fost parteneri împreună cu UNICEF, suntem parteneri în proiecte europene Erasmus, suntem parteneri și suntem beneficiarii unor granturi date de Comisia Europeană și, nu în ultimul rând, suntem parteneri o facultate din Danemarca, VIA University. Derulăm împreună un program pe 2 ani pe care l-am construit și îl construim pas cu pas și de data aceasta finanțarea este internă de la Consiliul Local al Sectorului 2, care îi mulțumesc pe această cale. Felicitări! Ce spuneți, domnule Zând, de un astfel de rezultat? Este un rezultat demn de directorul anului în inovație. Practic a demonstrat că se poate într-un context ce aparent este plin de constrângeri și mi-a plăcut mult ce a spus doamna director Dascălu acum. Apropo de că practic în schimbarea începe de la noi. Da? Și asumarea este primul pas de schimbare de mindset și cred că așa vom lucra și în continuare. Iată că până la urmă ceea ce se întâmplă în această academie, având-o și pe doamna Dascălu ca exemplu și având ca exemplu efectiv tot ce s-a întâmplat până în momentul de față, înseamnă că
putem să ne uităm către viitorul educației din toate punctele de vedere cu optimism. Da. Un lucru pe care trebuie să-l facem cu toți este să ne implicăm câte puțin, să facem schimbarea începând cu noi. Așa. Și să nu mai așteptăm de la alții să o facă. Eu vreau să-i mulțumesc doamnei Violeta Dascălu pentru faptul că și-a rupt din timp. Știu că în țara asta, în seara asta, au de premiat niște copii. Dacă ne puteți spune despre ce este vorba? Da, premiem copii în seara aceasta ca să nu fie mâine, pentru că să fie părinții alături de noi și să se bucure, și gândindu-ne și că urmează un weekend prelungit cu o sărbătoare de luni și poate mulți părinți vor pleca de mâine, profităm de seara aceasta. Felicitări. Mâine vom avea alte lucruri de făcut. Felicitări încă o dată și un concediu plăcut, dar nu cred că o să aveți parte de concediu, chiar dacă copiii intră în vacanță. Mai târziu. Așa este. Mai târziu o să avem. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumim. O seară frumoasă. Mai bine. La revedere. La fel vă doresc. Mulțumim, doamna director. Haideți să ne întoarcem acum la aceste proiecte pe care le-ați derulat până acum și să discutăm puțin despre ce vă propuneți de acum încolo. Din punctul ăsta de vedere al inovației, al managementului, al tuturor acestor lucruri. Avem trei direcții pe care construim în viitor. Una este a continua cu academia și a o crește. În primul rând a o internaliza, a face propria rețetă, a învăța din ce am făcut până acum, a îmbunătăți continuu, pentru că și învățarea, noi credem în învățare continuă. Orice om învață, dacă e să o luăm așa, sau așa ar trebui să fie normal. Fiecare învățăm în fiecare zi câte ceva, indiferent că... Exact. Și asta încercăm să facem mai departe. Acum, noi ne uităm strategic la ce trebuie să îmbunătățim în zona de educație și, practic, și în academie punem reflectorul alături de directori pe acele lucruri care schimbă jocul. Dacă vorbim de legea lui Pareto, da, 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 da. 20 de efort cu 80% de impact, practic ne uităm la abandonul școlar, care e o mare problemă la noi și suntem cam pe locul întâi la nivel european. Dacă ne uităm la analfabetismul funcțional. Da. Da. Și ne mai uităm la cum sistemul creează copii și viitori profesioniști performanți în contextul în care trăiesc acum. Și cu aceste lucruri, practic vrem să facem academia astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Cum ziceam și mai devreme, vrem efectiv să ajungem să facă toți directorii. După care, în plus față de asta, ne-am propus o misiune ambițioasă. Până în 2035 să aducem România în top 10 sisteme educaționale din Europa. Doamne ajută! Cum vrem să facem asta este prin această academie pe de o parte. Pe de altă parte, suntem în acest moment în cea mai largă, cumva, inițiativă, cu mai multe ONG-uri și actori privați, prin care facem ceea ce noi numim încă unicornul, în care va fi lansat în câteva săptămâni, prin care, practic, adoptăm niște clustere de școli. Mergem peste o comunitate, lucrăm cu toate școlile de acolo și toți cei care au impact acolo, privați, asociații, toți stakeholderii, cum am spune noi, în zona privată, și vom încerca să schimbăm cu tot o comunitate din zona școlară până în zona privată și, efectiv, vom intra într-o selecție de 50 de școli foarte curând, în câteva săptămâni, cu 9 organizații partenere cu care vom face asta. Și aceste școli, acum e o altă întrebare tot așa, din punct de vedere jurnalistic, va fi doar la nivelul capitalei sau vă gândiți la nivel de Nu, de mergem, s-ar putea să începem chiar cu Brad, Hunedoara, și vom merge în zone care au mai mare nevoie. Capitala are și ea nevoie, dar vom veni și aici. Deci, cu alte cuvinte, încercăm să mergem către zona rurală, dacă pot spune așa, unde știm clar că sunt mult mai multe probleme și poate de acolo, dacă reușim să se miște lucrurile din zona asta, poate ușor se propagă mult mai ușor și către zona urbană altfel. Practic vom face o selecție și vom vedea ce școli au, pentru că începem de la motivație. Clar. Ca să lucrurile se schimbe, trebuie să existe întâi voință și pe voință noi putem să aducem toate celelalte mecanisme, inclusiv finanțare, ca să putem să o facem să se întâmple. Și ziceam, asta e a doua direcție. A treia este un eveniment care va fi anual, va fi în toamnă, în octombrie, și care va fi un forum educațional mare în care vom aduce întotdeauna
tot ce e inovativ în zona de educație și vom aduce speaker străini și la care se pot înscrie oamenii și pot aplica. Apropo de speakeri și de faptul că în această academie, la început, când ați început în 2017-2018, când ați derulat aceste lucruri, ați avut oameni care au venit, oameni de o anume factură și cu anume greutate în domeniu, din Australia. Cum a fost, de fapt, care a fost feedback-ul din partea celor care au participat ca și speakeri și ca și, să spunem, profesori în academie veniți din Australia către sistemul românesc de educație? Ei au fost impresionați de calitatea oamenilor pe care i-au găsit în educație și au dat seama că e nevoie de o schimbare de mindset. Au lucrat practic cu tot potențialul ăsta pe care l-am adus noi la masă și cumva s-au regăsit în aceleași constrângeri. De aia noi ne-am dorit să ne aducem oameni din zona de business neapărat. Da. Ei erau doar în zona de coaching, în zona de mentoring, în zona de suport și efectiv pentru a face paralele. Dar și în afară, sistemele educaționale lucrează sub aceleași constrângeri administrative. Din păcate sau din fericire, depinde cum privești lucrurile. Și ca atare au regăsit aceleași probleme pe care știau să le contracareze și cu care au reușit să se lupte în afară și practic au fost foarte bine implementate aici. Aș vrea acum să vă întreb, apropo de că vorbim și de legislație. E foarte importantă legislația, indiferent cum am face, tot ne lovim de ea. Considerați că actuala lege a educației din România, așa cum este ea, este bună, mai are nevoie de modificări, mai are nevoie de adus din afară, apropo de exemple de cum discutam mai devreme, de exemple de legislație care funcționează? Aici e un subiect larg, în care ar fi greu să intrăm într-un timp atât de scurt. Credem că dacă actorii privați, ONG-urile, școlile private, care au modele cumva nordice, contribuie la asta, și am auzit că unii contribuie pe noua lege, lucrurile se vor întâmpla bine. Mai mult, mă bucur că se întâmplă o revenire, mă întreb de ce s-a oprit în primul rând, asupra școlilor profesionale și de meserii, și asta este foarte, foarte important. Cred că trebuie să fim deschiși să lăsăm marge de îmbunătățire pe toată legislația. Așa este. Și vorbeați de școlile profesionale, iată că se leagă lucrurile și ajungem fără să vrem, descoperim noi idei și pe care le putem dezbate cât de cât. De curând în emisiune l-am avut invitat pe domnul Mihai Constantinescu, care se ocupă de partea asta de școli profesionale și a adus și un târg foarte important al școlilor profesionale. Din 90 încoace, ați văzut că lucrurile s-au cam dus undeva la subsol când vine vorba de meserii, de școală profesională. Care sunt lucrurile care ar trebui repornite ca aceste școli profesionale să funcționeze așa cum erau înainte, să spunem, sau la alți parametri poate mult mai buni? Eu cred foarte tare în învățământul dual, care înseamnă în mare parte un parteneriat între o companie și o școală și practic se face copredare cu practică efectiv într-o companie anume. Și există exemple la Brașov, la Sibiu, în București, da, pe lângă București, în care se întâmplă. Cred, pentru că este un proces îndeajuns de bun în care efectiv elevii sunt expuși la tehnologie de ultimă oră cu care lucrează companiile și chiar dacă școlile ar fi finanțate, n-ar putea să ajungă atât de repede la procesele și la practica ce ar putea fi făcut într-o companie. Și atunci, când se întâmplă această combinație de muncă cu efectiv școală și cu colivrare, profesor plus companie, în care se pune partea teoretică și partea foarte practică pe masă, mi se pare că este o cheie a succesului acolo. Aș vrea, tot legat de acest aspect, aș vrea să vă mai întreb și pe dumneavoastră, pentru că i-am întrebat și pe ceilalți, tot pe partea asta de învățământ dual. Considerați că, apropo de ceea ce am luat, dacă pot să spun așa, din afară, există și în Statele Unite și în țările occidentale, există cel puțin la nivel de multinaționale, de companii mari, există acea mentalitate, domnule, dacă vreau să am oameni buni în companie, ori mă duc în facultate și mi iau din anul 2-3, mi pregătesc cu o investiție clară, dar după aceea obligația celui care bag banii 5 ani de zile să rămână în cadrul companiei. Credeți că acest sistem, așa cum l-am prezentat acum, se poate aplica coerent și în România? Eu cred că se poate aplica. Cred însă că ar trebui să se întâmple chiar mai devreme. Vorbim de liceu. Da. Sau chiar mai devreme. Adică cred că toate companiile, având în vedere problema forței de muncă și faptul că nu o găsim, abandonului școlar care se pune peste asta și pe care a migrației,
au o responsabilitate să se implice în procesul școlar de foarte devreme, chiar dacă rezultatele nu se văd imediat. Dacă ei au planuri sustenabile, să producă în România valoare pentru mai mulți ani, pot să se implice acolo. Și aici aș avea un punct pe felul în care să se aplice. Aș zice că dacă te duci cu o punguță de Crăciun și dai un cadouaș, nu ajută sub nicio formă sistemul. Ideea e ca intervenția să fie sistemică, practic să fie finanțate acele ONG-uri care fac asta strategic și efectiv apasă pe butoanele care schimbă sistemul pe termen lung. Intervenții punctuale sunt frumoase și sunt lăudabile, dar nu schimbă lucrurile pe termen lung. Și nu ajută cu nimic până la urmă. În condițiile în care, exact cum spunea și dumneavoastră, avem o mare problemă în momentul de față cu locurile de muncă, cu cei care ar trebui să intre într-un sistem de genul acesta. Plus că, dacă ne uităm la ultimii ani, am avut foarte mulți asistați sociali și nu vorbim de oameni în etate, vorbim de oameni tineri care ar fi putut să facă reformare profesională și să vină într-un sistem cât de cât echilibrat. Mergem acum la un alt proiect și aș vrea, dacă se poate, să ne povestiți despre el. Știu că aveți un proiect drag sufletului pe care v-ați dori să-l aduceți și în România. Vorbim de un startup. Despre ce este vorba și cum v-ați gândit la el? Pentru că mie mi se pare foarte interesantă ideea și vorbeam mai înainte de a intra în direct că a existat la un moment dat o intenție de a face așa ceva și aici. Da, dacă ar fi să o legăm de educație, vorba de educație în zona de nutriție și efectiv consum responsabil al mâncării. Practic am încercat să aduc un startup în zona asta, noi am dat drumul în Africa de Sud și se referă la prevenirea risipei alimentare. Și noi stăm cam pe locul întâi în Europa. Da, dar peste tot lucrurile stau într-un fel grav. Sunt 7 miliarde de euro care se pierd la nivel european în zona asta de risipă alimentară. Și practic noi avem un soi de proces, da? Și o aplicație și cu niște softuri care se pot aplica retailerilor și prin care își pot promova mâncarea ce va expira în 2, 3, 5 zile și cu asta consumatorii pot să se ducă și care țin la mediu și țin la mâncarea care ar putea fi aruncată și să consume în termen foarte bun acea mâncare. Mai mult, ONG-urile o pot prelua după o masă critică și pot să o valorifice în sensul ăsta. Și cum se derulează în momentul ăsta, din curiozitate, întreb, cum se derulează startup-ul ăsta în Africa de Sud? Păi în momentul ăsta reușim să reducem cu 30% în medie risipa magazinelor care folosesc. Și risipa e bine știut că este între 5 și 10% din cifra de afaceri. Deci până la urmă magazinele ar putea avea un interes foarte concret să aplice. Ba mai mult, pentru retaileri e un interes pentru că omul se duce pentru o ofertă. Un produs redus, dar cumpără și alte lucruri care sunt nereduse. Deci, practic, îi generează vânzări în plus, în același timp, diminuând risipa alimentară. E un sistem de win-win. Da, win-win scalabil cât se poate pentru a putea preveni. Și când vreți să-l aduceți? Sau cum v-ați gândit să-l aduceți în România? Suntem gata să-l începem o lună, două, oricând. Singurul lucru care ne trebuie este să găsim un prim partener mare din zona de retail și care să aibă magazine în proximitate. Doamne ajută, poate, iată, în momentul ăsta, poate unul dintre retailerii despre care discutăm ar auzi acest moment și poate s-ar gândi să facă acest parteneriat, pentru că, până la urmă, așa cum spuneam, România stă pe unul din locurile fruntașe și la risipa de alimente, ceea ce nici aici nu e bine. Pe final, pentru că mai avem foarte puține minute, aș vrea să vă rog să ne spuneți, sau nu să ne spuneți, să transmiteți un mesaj celor care ar putea să se implice mai mult în educație, în educația românească. Ce ar trebui să se întâmple ca toate mecanismele care ar trebui să funcționeze corect din punctul ăsta de vedere să lucreze împreună? În primul rând, noi suntem într-un moment în care acum selectăm directorii pentru a doua academie de management și leadership școlar. Practic, dacă știu directorii motivați de școli, să-i sfătuiască să intre pe site-ul ave-linuță-romania.ro și să aplice acolo pentru a intra în selecția pentru Academie. Va fi o experiență transformativă pentru ei și cu siguranță le vor face un cadou. Al doilea lucru pe care ar putea face este să se vorbească în companiile proprii unde lucrează și să susțină cauza asta și investiției sustenabile în educație. Dacă vorbim de CSR, de Corporate Social Responsibility,
cred că educația este un lucru în care s-ar putea implica majoritatea companiilor din țară. Și după aia, de ce nu, să ne contacteze și sau orice alt ONG care face treabă bună în zona asta și să se implice personal. Să vadă la firul ierbii cum este. Eu, de exemplu, m-am dus trainer pe voluntar cu un alt ONG în educație pentru a vedea în licee defavorizate și chiar în case de plasament, pentru a-i pregăti în clasele a 11 și a 12 înainte de BAC, cumva în zona de intrare în piața muncii, dacă în cazul în care nu intră la BAC, cumva în zona de valori, motivație, emoții și gestiunea lor, cum să-și facă un CV și o scrisoare de intenție și cum să-și bugeteze lucrurile. Lucruri simple, da? Dar în care am văzut efectiv cum gândește noua generație, predându-le, am interacționat cu ei și să vadă efectiv ce de făcut. Și cum a fost experiența asta? Recunosc că am fost șocat. Întotdeauna la firul ierbii este un pic mai șocant, mai ales că liceele erau clar într-un mindset în care copiii de acolo nu își dădeau multe șanse. Adică, mi se pare, sistemic vorbind, ei nu erau lăsați să intre în BAC. Iată. Nu erau lăsați să intre în BAC pentru că liceele sunt măsurate la rata de probabilitate și se calculează din ce intrați în BAC. Da, deci dacă cumva în proiecția profesorilor ei nu intrau în BAC, nici măcar nu le dădeau șansa să încerce. Pentru a da bine cumva pe raportarea asta de rată. Ceea ce sistemic produce foarte multe lucruri. Aici e altă problemă și poate acum către final vreau să vă smulg o promisiune, poate din septembrie la în următorul sezon ne reîntoarcem să discutăm inclusiv despre această problemă, pentru că nu mi se pare corect modul ăsta de evaluare și de, să spunem, procentare. Nu e. Este pur și simplu ține de percepție și există o povestioară care este predată peste tot în zona privată, cum că există un profesor căruia i s-a spus că au testat niște copii și unii sunt excepționali și unii mediocri și până la sfârșitul anului ăia despre care i s-a spus că sunt excepționali au avut rezultate mai bune și cei mediocri au avut rezultate mediocre. Adevărul era că toți erau la fel, numai percepția profesorilor despre ei a fost schimbată și că atare s-a purtat în consecință. Din păcate, este o realitate în care trăim această percepție și nu este una sănătoasă. Domnule Zând, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că am fost împreună în această seară. Vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți în momentul ăsta pentru educația românească, împreună cu toți partenerii pe care îi aveți, la cât mai multe reușite. Și să ne vedem din sezonul următor cu o următoare ocazie în care să discutăm și atunci despre aceste lucruri. Mulțumesc mult și pe curând. Dragi telespectatori, ultima ediție din acest sezon de București aproape de tine se încheie aici. Eu sunt Ștefan Apostol. Din septembrie ne revedem cu alte lucruri, cu alți oameni frumoși, alte proiecte cu impact social la nivelul societății, așa cum spunea și invitatul meu la firul ierbii. Până atunci însă să aveți, dacă plecați în vacanțe, să aveți vacanțe frumoase, dacă rămâneți în București, spor la muncă. O seară frumoasă!